Vești bune pentru cetățenii care au dreptul la ajutoare de încălzire. Administrațiile locale au început deja să primească dosarele pentru plata acestor facilități. De exemplu, la Pașcani, informațiile privind condițiile și actele necesare au fost publicate pe site-ul instituției. Conform anunțului, la dosar trebuie depuse documente privind veniturile, iar cererile trebuie înregistrate până pe 20 noiembrie pentru a putea fi făcute plățile aferente lunii noiembrie. O întrebare cu dosarele pentru ajutoare de încălzire, dacă se pot depune și de astăzi, fără probleme. Oricine poate depune deja ajutoarele de încălzire. Am discutat și cu cei de la asistență socială, vor coborâ jos la fiecare cerere ca să ghideze pe cei care depun. Suntem pregătiți, asta este răspunsul. De astăzi sau de săptămâna viitoare? Nu, de astăzi, pot veni și de astăzi. De astăzi, de mâine să vină, să știți că undeva ne avantajează și pe noi, dacă vin mai devreme, că nu vom avea aglomerații pe ultima decadă. Deci să vină mai devreme de astăzi și să pună... Poate calificați, că eu am înțeles din primărie că de săptămâna viitoare și n-aș vrea să dau... Am fost săptămâna asta jos, am discutat cu cei de la ghișeul unic, am discutat și cu cei de la asistență socială și au spus că se pot depune de... Mi-au zis de acum două zile, deci e clar că și astăzi este valabil. O noutate față de anii anteriori pentru pensionari este faptul că sunt luate în considerare pensiile aferente lunii august, nu cele actualizate. Menționăm că la Hârlău și Târgu Frumos a început primirea dosarelor de o săptămână și sunt deja câteva zeci de solicitări. Ajutoarele sunt pentru diferite forme de încălzire, combustibili solizi sau petrolieri, gaze naturale și energie electrică.